Mare atenție șoferii, polițiștii din cadrul serviciului rutier au început verificările în trafic cu privire la dotarea autovehiculelor cu anvelope de iarnă, având în vedere condițiile de drum. Într-o singură zi, oamenii legii au întocmit 68 de procese verbale. 13 șoferi s-au ales și cu amenzi în valoare de 945 de lei fiecare, dar și cu certificatul de înmatriculare reținut, pentru că mașinile pe care le conduceau nu erau dotate cu anvelope corespunzătoare. Potrivit codului rutier, vehiculele auto trebuie echipate cu cauciucuri de iarnă din momentul în care începe să ningă, indiferent de perioadă, cât timp carosabilul este acoperit de zăpadă, gheață sau polei. Amenzile pentru conducerea unui autovehicul care are montate anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevăzute în certificatul de înmatriculare sau înregistrate, ori sunt uzate peste limita admisă, șoferii riscă o amendă din clasa a patra de sancțiuni, de la 9 la 20 de puncte amendă. Un punct amendă reprezintă 10% din salariul minim brut pe economie, ceea ce înseamnă că amenzile sunt cuprinse între 945 și 2100 de lei, întrucât punctul amendă este 105 lei.